Forța Steaua! Steaua! Arapi! Gazela deschide meci! Hai rapid! Gabriela, începe meciul, te rog! Hai rapid! Nici n-a început meciul și uite ce se întâmplă, vezi? Nici n-a început meciul. De fapt, tare aș vrea... Bună ziua, în primul rând. De fapt, tare aș vrea să înțeleg de ce aceste manifestări socioculturale din partea bărbaților. Adică... Nu! Azi ne dăm la valierele mai încet pe... Da, le spargem urechile. Lasă că au grijă băieții. Da, aș vrea să înțeleg și eu. Poate îmi rup gâtul, stau pe mingea asta așa șmecheră cum stau eu. Poate îmi scapă piciorul și mă vedeți aici cu roatele în sus. Se mai întâmplă, nu? E tare aici, să te prindă. Ideea este că astăzi aș vrea să dezbatem o temă, zic eu, interesantă. De ce femeile... Nu înțeleg aceste onomatopee. Când noi ne uităm la... Femeile există ca să existați și voi. Corect. Ok. Întrebarea este, de ce femeile se supără că bărbaților se uită la meci? Eu am o altă întrebare. Acum nu toate, Stai un pic. În primul rând, asta este o întrebare pentru dezbaterea noastră de pe pagina de Facebook. Vă invit să ne răspundeți acolo și puțin mai târziu o să citim și din mesajele voastre. Oricum, mulțumim frumos pentru răspunsurile pe care ni le-ați dat ieri, pentru că au fost foarte multe legate de tema emisiunii. Dar astăzi vreau să știu de ce se supără femeile că bărbații se uită la meci. Mi-aduc aminte că ultima oară când Tavi a fost plecat la meci, ninja, nu? Ai fost cu Răzvan atunci la meci. Da. Așa am zis? Da. Așa? Păi nu, vezi? Că eu te-am dus și tot eu te-am luat de la stadion, așa că știți cum e, să fiu sigură că... Stăteam și făceam treabă prin casă și la un moment dat rămusese televizorul pe meci. Și când am venit să te iau, ți-am comentat tot meciul? Da. Știam fiecare fază care se întâmplase? Ia, păi ți-am zis să mă... Nu mă uitasem nicio secundă! Nici o secundă nu te uitasem? Nici o secundă nu mă uitasem, doar că ascultasem, pentru că eu nu știu, trebăluisem prin casă, făceam ceva, nu știu, ceva, și televizorul era deschis. Și începusem să comentez exact cum comentează comentatorii de la posturile de specialitate. Ok, în primul rând că astăzi nu eu sunt bossul aici în emisiune, ci astăzi bossul o să fie Tavi. Capitan de flight. Dar tu vei deschide meciul oficial, te rog. Nu de alta, dar... el și joacă fotbal, nu la nivel profesionist. Foarte profesionist, suntem... Adică, nu știu, îmi pare foarte rău. Dar nici împreună... la Steaua, nici la Dinamo, nici la... Tocmai vreau să-l laud pe domnul Ștefan. Împreună cu el facem parte din echipa națională de fotbal a artiștilor. Și am luat locul 2 la Moscova. Chiar și suspendați ăsta. Hai, dacă poți să vorbești în timp ce joci fotbal, înseamnă că da. O să fac mai multe lucruri. Nu vreau să știu. Gabi, eu aveam o altă întrebare. Da, ia zic. De ce bărbații, în loc să stea cu noi mai mult, să se uite la meci?
Cum vă uitați voi la telenovele, așa și bărbații totul la meci. Păi, de fapt, cum să spun, din întrebarea mea pot deriva tot felul de alte situații și atunci... Acum, știi cum e, mai depinde și de femeie. Eu știu pe cineva care stătea și se uita la meci cu băieții și vorbea cu mine. Ok, și mie îmi pare. Și eu nu eram acolo. Nu juca Steaua. Îți răspund eu, Tina. Da? Pentru că meciul... Pentru că meciul de fotbal este o bucurie pentru bărbați. Dar să știți că se uită mare pentru bărbați. Și o pasiune în același timp. Se uită și femeile la meciurile de fotbal. Eu nu m-am uitat cu tine la meci. Da, te-ai uitat. Aoleu, era să mă las de inima, suraj, mai el încet. El e susținătorul astăzi. Mam, parcă e vacă. Are, pentru prima oară are suraj o chestie colorată astăzi, uite. Da, nu știu, nu te doare mâna. Buvuzelă. Da, aplauze pentru suraj. Nu te doare mâna. A zis mie înainte de emisiune că el face orice pentru Steaua. Aproape. De asta și-a pus și o pată de culoare. Două, trei. Dar vezi că Steaua n-are culoare l-ai albă. L-ai vizitat pe Gigi? Dacă tot faci... Da, a fost cu Colindu. Vreau să fac și o figură. Mi este aia dacă fac așa? Aoleu, trebuie să vin lângă tine. Stai să nu cad, să mă dau cu dinții de... Așa, ia, ia, ia. La care e figura asta? Uite-mă, uite, așa. Ia. Stai, stai, stai. Piciorul drept mai în față, piciorul drept puțin mai în față. A? Bravo, bravo. Am văzut și eu la televizor. Știam și eu o fază, dar nu știu dacă mai pot să o fac. Știam și eu una. Bine, eu când eram mică, trebuie să vă spun că jucam fotbal cu băieții. Pam, pam. Okidoki. Aveam și eu o fază, dar nu știu dacă pot să o fac. Să încerc? Ia, bagă, zi. Da. Stop pe piept. Bine, așadar, vreau să ne răspundeți la întrebare și să vedem, stați așa că astăzi, dacă tot sunt, pot să stau cum vreau eu, nu? Așa. Să ne răspundeți la întrebarea asta. De ce se supără femeile când bărbaților se uită la meci? Poate vor altceva? Dar sunt și bărbați care nu se uită la meci. Ok, bine. Între timp însă, alături de noi, la paravan, o să vină cea mai sportivă dintre fete. Cine e cea mai sportivă dintre fete? Luiza? Da. Ia uitați-o pe Luiza! Ai tricou cu Steaua? Da. Dacă el e dinamovist? Ghinion. Pentru el. Ghinion de neșansă, nu? Da, clar. Și ce o să faceți la meciuri? Când o să joace Steaua? Nu cred că o să ajungem până acolo. Cu Dinamo. Cred că se bat. Se bat? Da. Păi de ce o să se bată? Să ochii televizorul, ca să nu se super. Sau unul cedează la care e mai matur. Sau unul se duce într-o cameră. Tu, de exemplu, dacă țineai cu Dinamo și eram stelist, te lăsam de la mine, pentru că oricum Steaua e mai bună. Se știe. Bine, ghici cine a venit pentru tine la paravan? Un stelist. Numele lui este Marius Niculae. Sfântă. Bună, Marius, și bine ai venit! Bine v-am găsit! Auzi, da, ai o cămașă cu dungulițe, roz cu alb. Roz cu alb? Da. Culoarea cui? Nu este culoarea nimănui. Culoarea nimănui, este culoarea ta astăzi. Da. Așadar, astăzi joci în echipa ta proprie și personală. Da, să pot spune așa, da. Marius Niculae! Da. Cum de s-a brodit așa? Multă lume mi-a spus că... Dacă m-au întrebat, de fapt, dacă sunt rudă cu el sau... Dar un simplu nume.
E un simplu nume? Da. Și atât? Nu am nicio legătură, nici măcar nu țin cu Dinamo, ca să înțeleagă. Nu? Știi să joci fotbal? Din București. Dar lăsați-mă și pe mine să întreb, întrebați voi tot. Da, bravo, okay. Bravo, ia liniște, liniște, liniște. Și acum începe Luiza. Bună, Marius. Bună, Luiza. Câți ani ai? 21. Da. Ești stelist? În copilărie am fost stelist. Și acum? Acum cu CFR Cluj. Urâtă asta. De ce urâtă? Asta chiar a fost. N-am înțeles-o pe asta cu urâtă cu CFR Cluj. Ce are CFR Cluj? Noi e echipă din București și toată lumea se întreabă de ce oare țin cu CFR Cluj. Păi poți să țin și cu... Pus întrebările. Eu pot să țin cu Barcelona? Te duci până la Cluj, la meciuri? Domnul Tavi? Acolo n-am fost la meciuri, dar... Poți să țin cu Barcelona? Mă scuzați că vă inoportunez. Barcelona poți, care tot culorile roșu... Tot roșu și albastru. Ok. Ai venit. Bine, bine. Stai un pic, că trebuie să luăm și noi pauză de publicitate. Țineți vorba, gândește-te și la alte întrebări și revenim. The cup of life, this is the one. Now is the time, don't ever stop. Push it along, gotta be strong. Push it along, right from the start. Por un camino a ver, es un partido cruel. Pero hay que ganar para una estrella. Con quien y con dolor, la copa del amor. Ven a subir a vivir, luchar por ella. Do you really want it? Do you really want it? Oh, here we go. Ale, ale, ale. Go, go, go. Ale, ale, ale. Tonight's the night. We're gonna celebrate. Cup of life. Ale, ale, ale. Yay, ole. Și uite, așa ne mai aducem și noi aminte de campionatul mondial, de campionatul european, de faptul că stăm acasă ca... La televizor. Pițurcă! Pițurcă? Păi, de vreo 14 ani, nu? Sau de cât timp stăm acasă? Pițurcă și cu Vica, poate, că... Pițurcă și naționala! Corect, corect. Bine, Luiza, Marius... Lăsăm un pic fotbalul deoparte și ne preocupăm de voi. Bun. Urmezi vreo facultate? Nu. Din păcate nu. Lucrez. Bacul ai luat? Nu. Nu? Nu. Nu? Nu. A zis nu? Am spus nu. Super. Unde lucrezi? La o casă de pariuri. Nu se poate. La o casă de pariuri. Am înțeles, am înțeles. Îți place să consumi băuturi alcoolice? Nu. No. Sau ocazional, pot să spun așa. Am înțeles. Zilnic, ocazional. Astea sunt întrebări ca să te angajezi la SRI sau pentru a lega o relație, adică... Adică care este problema dacă eu nu suport bărbații care consumă alcool? Deloc, da. Deloc sau... Nu deloc, deloc. Care exagerează, dacă, nu? Dacă exagerează... Tocmai ce am spus, ocazional. Am înțeles. Mașina ai, permis? Nu. Acum sunt în școală. În școală se dau permis. Ești din București? Da. Tu câți ani ai? Eu am tot 21 de ani. Mulți înainte. Da. Urmezi o facultate? Da. Ia uzi. E bine. Hai să spun aceeași întrebare. Ai și tu bacul luat? Din moment ce sunt la facultate, probabil că l-am. Ok.
Din moment ce sunt la facultate, probabil că l-am luat. Ce legătură are bacul cu iubirea? Sunt niște standarde pe care trebuie să le știu. Sau vorbim de bacul ăla cu care treci la bulgari? Nu, 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 vorbim de bacul de la școală. Bacalaureat. Bacalaureat. Bun. Trebuie să aibă el un punct foarte, scuză-mă. Întreabă-l ce știi să facă cel mai bine ca să... Ce ar putea? Ce, știu, ce știi să faci cel mai bine? Bună întrebare. Păi știu să fac bine multe lucruri. Dă-mi un exemplu. Pariu, nu? Da, pariu sportiv e pe primul plan, sincer. Adică chiar sunt un jucător la pariuri. Mă bucur. Cazino ceva? Nu, nu, asta. Nu, e bine. Asta. Auzi, eu credeam că fotbalul e pasiunea ta și că poți și să faci... Și fotbalul. Fotbalul oricum, păi despre asta vorbesc. Pariuri sportive. Joci la vreo echipă sau...? Am jucat fotbal. Am jucat vreo 4 ani de zile la Steaua și ultima oară la Măgurele, în Liga a 3-a. Am. Și de ce te-ai lăsat? Acum ceva m-am lăsat. De ce? M-am lăsat pur și simplu, n-am mai mers treaba și... Păi se vede că nu mai ești în formă așa... Da. Burtică, da. Puțină burticuță. Câte kilograme ai? Am 1,90 și 95 de kilograme. 1,90? Da. Da. Bun, te interesează ceva în mod special, să știi ceva despre mine? Da, cum ești într-o relație, de exemplu, adică cum îți place băiatul potrivit pentru tine, cum ar fi? Cum ar... Mai spune o dată, că nu te-am înțeles. Cum ar fi bărbatul ideal pentru tine sau bărbatul perfect? Da, păi tocmai am vorbit cu emisiune în urmă că nu există bărbatul perfect și nici nu aștept bărbatul perfect, dar totuși mi-aș dori... Dar fizicul contează, nu? Totuși. Totuși. Da. Cât ai circumferința în abdomen, așa, cam ce măsură ai? Nu știu, n-am cum să-ți răspund sincer. Nico, nu pentru Luiza am întrebat. Pentru Luiza, că știu contează foarte mult pentru ea să fie atlet. Pentru Luiza, că eu am 1,60 și 45 de kilograme. Exact. Calitate superioară. Da, Iober. Bun. Deci, o relație, în primul rând, cred că se bazează pe încredere, respect. Și sex. Măi, eu vă las să spuneți toate prostiile, dar voi de iubire n-ați auzit, mă, nebuniți atâta cu respectul ăsta și cu... Ai mai iubit vreodată? Da. Da? Da. Și ai uitat persoana respectivă sau...? Sincer, am uitat, dar foarte greu. După o perioadă mai îndelungată. Și cât timp a durat acea relație? 2 ani. 2 ani? Da. Chiar după ultima relație vin eu acum, în momentul acesta. După 2 ani de relație. Am înțeles. Acum cât timp v-ați despărțit? 4 luni. Da. 4-5 luni. Da, pot și să zic și da. V-ați mai văzut? Țineți legătura? Doar la telefon, dar ca simpli deci, amici. Deci fii atentă, Luiza, la telefon. Ca simpli amici, ca să specific. La telefon, de două, eu sunt de părere că doi. De 2-3-4 ori. La 2 săptămâni mă mai sună ea, dar pur și simplu ca amici, nimic. Da, te-a lăsat ea sau ai lăsat tu? Asta vrea să fie. Da. Am hotărât amândoi. Am simțit că nu mai merge și am hotărât amândoi să punem capăt. Dar vă mai întâlniți din când în când? Nu. Da. Ești vorbăreț? Vorbești mult de fel? Da, pot să zic că vorbesc. Marius, dar ce ți-a plăcut la Luiza? În primul rând că îi place fotbalul, să spun așa, și nu mai mult telenovelele sau... Așa. Super. Îmi place că este o fată de treabă, că observ vorbăreață. A, nu-ți place ca aspect, că îi place fotbalul. Și ca aspect, și în primul rând că îi place fotbalul și nu... Avem amândoi aceeași preocupație, nu telenovele, mie nu-mi plac. Ai răcit, ai răcit! Ok! Luiza, ești curioasă să-l vezi pe Marius? Da. Cu jumătate de gură. Da. Dacă vrei, mai așteptăm, nu e problemă. Nu, cred că am aflat cam tot. Da? Atunci, hai să ridicăm parabar.
Aș vrea să vă citesc, vă las puțin acolo pe voi doi și aș vrea să vă citesc puțin din comentariile pe care le-au făcut cei de acasă pe pagina de Facebook vis-a-vis de întrebarea pe care noi am postat-o. De ce se supără femeile când bărbaților se uită la fotbal? Cineva zice pentru că nu le bagă nimeni în seamă, pentru că lor nu le place fotbalul. Altcineva spune sunt geloase pentru că noi putem și ele nu, să credeți voi. O altă doamnă, domnișoară, spune așa e pentru că nu ne bagă în seamă. Un bărbat spune sunt geloase deoarece bărbații acordă mai mult atenție echipei de fotbal preferate decât lor. Cel mai plauzibil răspuns. După care altcineva spune pentru că nu se mai pot bucura ele de toată atenția bărbaților. O doamnă sau domnișoară spune pentru că nu ne dau atenție nouă. Pentru că nu ne dau atenție, altcineva, pentru că fetele vor să se uite la telenovele și nu au cum. Pe de altă parte, mi-aduc aminte că am avut discuția asta cu Tavi în urmă cu ceva vreme, când ne-am uitat la televizor și am descoperit că s-a inventat un nou gadget, respectiv un televizor la care se uită amândoi odată, dar fiecare văd imagini diferite, ceva de genul ăsta. Nu se împarte ecranul în două, nu n-ați înțeles. Ecran, ochelarii au o chestie. Au o chestie și ea se uită la telenovelă și el... La meci. Și noi am ajuns la concluzia că unde mai e bucuria să te bați pe telecomandă. Păi și sunetul? Mă rog, hai să revenim la paravan. O să mai citesc din mesajele pe care voi mi le-ați primit. Dar de ce stai așa departe de Luiza? E frică. Ok, mă. Nu, dar trebuie să faci doar ce simți tu. Păi da, da. Normal, că trebuie să stați mai aproape, nu? Luiza, da. Cam ce condiții ar trebui să îndeplinească Marius pentru ca tu să poți să spui da pentru a merge cu el la o primă întâlnire? Condiții. Nu pot să spun că sunt condiții. Condițiile le-am... cum să zic, am întrebat ceea ce vreau să știu. Aș vrea să fac o demonstrație. Tot e o minge aici, dacă tot a fost fotbalist. Ia ridicați-vă amândoi picioare, să vedem ce înălțime așa. Să vă ridicați un pic în picioare, să vedem cum se vede. Nu vreau asta! Ridicați-vă, haide! Luiza, ce zici? Se descurcă sau nu se descurcă? Se descurcă. Dacă ce, voi credeți că eu nu pot să fac și eu de astea? Ia să te vedem, poți? Deci, muzica, vă rog. Muzica. Gabriela, ai grijă cum zici că uite ce scrie pe spatele tricoului tău. Ce scrie pe spatele tricoului meu? Mare fotbalist în viață! Auzi, dar tu vorbești cam mult. În fiecare luni îmi zice astăzi am zis de fotbal. Păi este adevărat. Și fotbalul ăsta durează vreo 4-5 ore, așa, nu știu. Pot, pentru că așa pot. Așa durează fotbalul? Cu tot cu bere. Ăsta cu... Are două meciuri. Ia, hai să vedem dacă... Ah, gata, mă pui la treabă? Ia să văd ce faci tu lunea acolo la fotbal. Poți să te
duci și lunea viitoare la fotbal. Dar, Luiza, tu te duci la cafea cu Marius? Ești la o cafea cu Marius? Nu. Cred că nu ți-a plăcut cum a jonglat, nu? Sau cum? Nu este vorba de asta, doar că... Nu și-a luat bac. Nu are bac cu apă. Mă! Nu este vorba de asta, da. Dar băi, bărbații trebuie să înțeleagă că trebuie să vorbească ca să cucerească o fată, nu să stea. Păi da, dar bărbatul trebuie să aibă și posibilitatea, păi ocazia. Da, până acum nu, să știi păi că... Măcar pentru o cafea. Un lucru trebuie esențial pentru mine este că nu și-a luat bacul. Deci am avut dreptate, iar. Dar poate să mai dau, da. Contează foarte mult. Studiile draga contează mea, foarte mult. Ia loc aici pe scaunel, Marius, îmi pare rău, mulțumim frumos. Ok, vă mulțumesc și eu. Adios. Ce să zic? Eu cred că azi la noi în emisiune e ca pe stadion. Vreau să vă spun că lasă fata în pace, Suraj. Lasă fata în pace. Nu-i băga nimic în gură. Bagă limba acolo. Ok. Mă ia liniște, mă ia liniște. Ca pe stadion, liniște ca pe stadion. Ok, la un moment dat a venit cineva, Ștefane, tași din gură că ți-o iei. Pămutește, așa. Nu, pămutește, așa, bemutește, așa. Faceți valuri, pămutește. A venit la un moment dat pentru Suraj, însă Suraj a refuzat-o. Însă ea își dorește într-adevăr să cunoască pe cineva, așa că o invităm alături de noi pe Roxana. Revenit. Ce faci, Roxana? Mulțumesc bine. Ce e, Suraj? Acum îi pare rău, bănuiesc. Îi pare rău acum? Fă oarecum. Oarecum? Stai că n-au intrat zilele în sac. Și poate în pauza de publicitate care urmează au timp să vorbească.